Puțin mai mult după miezul nopții, asta ca să nu ne pierdem obiceiul, George vă spune bine v-am găsit și vă invită la o discuție sinceră despre noi înșine și despre problemele noastre. Multe fenomene se întâmplă, le vedem la televizor, le citim în ziare și nu ne le explicăm întotdeauna. Vorbim despre mafie, vorbim despre caracatiță și nu prea știm ce înseamnă. Între politică și bani există o strânsă interdependență pe care nimeni nu o neagă, pe care nimeni nu o exclude. Problema este dacă avem politicieni, oameni politici sau politicaștri. O altă problemă este dacă banii sunt bani curați sau bani murdari sau bani spălați, cum a fost vorba în cele două cazuri celebre, deci în România, Țigareta 2 și recentul caz Adrian Costea. Cofi Costea, cu mai multe stele, acest domn Adrian, ne va spune invitatul din această noapte, și anume este vorba despre colonelul în rezervă Alexandru Mihai Stoienescu, fost purtător de cuvânt al Armatei Române și subsecretar de stat la Departamentul de Informații al Guvernului, un om, deci, care cunoaște multe la modul motivat cuvânt al Armatei Române și subsecretar de stat la Departamentul de Informații al Guvernului, un om, deci, care cunoaște multe la modul motivat, real și documentat. Așadar, bună seara și bine ați venit, domnule Stoienescu. Bună seara. Sunteți pentru a doua oară în studioul Antenei 1 din Ploiești și pentru asta vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Aș vrea să ne explicați, pentru că discutam înainte de a intra în emisiune, despre aceste fenomene pe care noi greșit credem că le înțelegem, dar de fapt alta este structura lor. Într-adevăr, cum spuneați, oamenii s-au obișnuit din presă, O secundă, să spun telespectatorilor că vom ataca Țigareta 2, vom ataca Firul Roșu și cazul Adrian Costea. Sigur. În lumina celor ce ne vei spune. Sigur, dar pentru asta cred că telespectatorul trebuie să aibă un aparat, un instrument cu care să înțeleagă în profunzime aceste fenomene, pentru că altfel, în primul rând, este expus la manipulare foarte ușor și, în al doilea rând, este condamnat să nu înțeleagă mare lucru decât câteva aspecte care, până la urmă, se diluează tot în politic. Politica vine și le șterge și, totuși, trebuie spus că fiecare din aceste fenomene, să le numim de corupție, de contrabandă, au un efect direct asupra fiecărui cetățean. De ce? Dacă în statele occidentale, în societățile capitaliste dezvoltate, un act de corupție, un scandal, este resorbit de instituțiile statului. Deci este aplanat cumva și financiar și social. Deci consecințele sale nu ajung la cetățeanul de rând datorită solidității acelor structuri statale, structuri economice, financiare și așa mai departe. În România, fiecare act de corupție îl lovește pe cetățean direct la buzunarul lui. De-aia este și mai dramatic, de-aia este și mai grav și de-aia este și mai dureros. Și cred că este bine să încerc, cumva, cu mijloace modeste, dar totuși, având în vedere accesul pe care l-am avut la informație, să îi ajut pe telespectator să înțeleagă ce este cu aceste fenomene de corupție și de unde provin ele, sau de unde apar aceste scandaluri. Îi invit pe telespectator să-și aducă aminte că a existat o perioadă de imediat după Revoluție, din 90 până prin 92 sau 93, când de fapt statul român a funcționat cu fosta legislație comunistă, socialistă, cu într-un vid de legislație democratică, se acționa prin decrete ale președintelui României, prin hotărâri ale CPUN-ului, apoi a unui parlament incipient. Și chiar după apariția Constituției, care în sine este un subiect, este un caz care poate fi discutat poate într-o altă emisiune, a durat foarte mult și încă mai durează procesul legislativ, procesul de constituire a corpului de legi după care să funcționeze societatea democratică, societatea românească pe care ne-o dorim noi. E, în acei ani de zile, care sunt ani decisivi pentru fenomenul pe care îl dezbatem în această seară,
între 90 și 92 sau 93, a existat o perioadă în care, pe fondul clamării libertății și uneori a libertății absolute, a libertății totale de a face orice, pe fondul unui curent de condamnare a instituțiilor statului, că ar fi fost comuniste, a unor oameni, sigur, există oricând, poate fi pus în discuție și instituția, pot fi puși în discuție și oameni. Dar pe fondul acestor fenomene pe care noi le-am trăit și ne sunt destul de proaspete în memorie, practic aceste instituții, cum ar fi justiția, procuratura, poliția, nu au funcționat ca niște instrumente ale societății românești, ale cetățeanului, angajate să îl protejeze. Și societății românești, ale cetățeanului, angajate să îl protejeze. Și aș putea spune că motivat n-au funcționat. Noi ne-am născut precum pruncul. Da, e adevărat că pe de altă parte, de exemplu, justiția ezita să aplice legi, exact. Pentru că erau legi de pe vremea lui Ceaușescu. Și, sigur, unele chiar erau inaplicabile pentru schimbările rapide care se produsesc. În domeniul economic și financiar, mi-aduc aminte și poate o să încerc în seara asta chiar să dau mereu niște exemple ca oamenii să înțeleagă. Într-o discuție pe care am avut-o cu mulți ani în urmă, chiar prin 91, cu un foarte cunoscut om de afaceri, acesta mi-a explicat că în luna ianuarie 1990, prima afacere pe care a făcut-o a fost cu un venit, deci cu un câștig de 1 la 2.900 de dolari. Adică pentru fiecare dolar pe care l-a investit, i-au venit 2.900 de dolari înapoi, ceea ce este fabulos. Fantastic. Deci o avere care numai în ianuarie atunci s-a constituit deja. Alții de asemenea. Apoi este al doilea fenomen foarte important și pentru că suntem în campania electorală și eu n-am să folosesc loc calitatea mea de om politic, dar voi încerca să fiu cât mai obiectiv. Trebuie spus totuși că toți acei milionari de carton sunt construcția acestei perioade. Perioada în care milionari de carton sunt construcția acestei perioade, perioada în care, de fapt, milionarii de carton au apărut pe baza unui mecanism simplu. Niște oameni de încredere, niște cunoscuți, niște întreprinzători dispuși să riște foarte mult, au primit în mod nejustificat și ilegal niște credite fabuloase de mii de miliarde de lei, cu care urmau să cumpere fabrici sau să deschide afaceri în România, pe care să le facă profitabile în calitate de patroni și să recupereze banii. Este evident că acest lucru nu s-a putut și probabil că nu se poate mult timp de acum colo sub un astfel de mecanism. Ei neavând nici garanția cu care să poată să returneze vreodată banii ăștia înapoi, decât succesul acelor afaceri. Și se vede că acesta întârzie. Închid paranteza astea și revenim la fenomen. Și efectele sunt falimentul băncilor? Absolut. Sunt ceea ce se întâmplă astăzi și evident este efectul se repercutează asupra cetățeanului și impactul este foarte mare. De ce? Pentru că el de fapt întârzie inclusiv procesele benefice pe care doresc guvernele să le introducă, să le pună în funcțiune astăzi. Deci în această perioadă în care justiția nu putea să aplice sau n-a dorit să aplice legea, pentru că erau legile vechi, în care multe instituții s-au aflat într-o retragere, ca să numesc așa, evidentă, poliția, vama, se întreagă de lucru de care astăzi ne lovim în toate aceste cazuri de corupție, s-au constituit structuri mafiote, de fapt niște afaceri ilegale, marea majoritate importate, adică aduse ca un patent, aduse ca o structură gata constituită, adică știau exact cum se face afacerea cap-coadă și au făcut o bază aici în România și au găsit oamenii, i-au verificat, au făcut de câteva ori proba acestor afaceri și apoi au început să funcționeze aproape perfect până când pe aici pe acolo s-a mai produs cât un defect și au început să devină publici. A apărut Caracatița atunci? Da, Caracatița este o construcție și o să încerc acum să vin la al doilea subiect. Când se vorbește de structuri mafiote, se vorbește despre corupția unor clanuri, unor afaceri sau lovituri de tip organizat. Da. Sunt o serie întreagă de termeni care bandă organizată.
O să încerc să vizualizez pentru telespectator acest fenomen. Și anume, există un cap al afacerii, care poate să fie o persoană sau poate să fie mai multe persoane, care constituie un grup inițiat, un grup de oameni care cunosc foarte bine afacerea, care stăpânesc și gestionează afacerea, care dau ordinele și verifică felul în care se desfășoară afacerea. Afacerea ilegală. Noi discutăm acum despre o structură mafioasă. Acest cap își dezvoltă niște brațe. Și de aici vine și ideea asta, denumirea asta de caracat. Își dezvoltă niște brațe care, de fapt, acționează independent una de cealaltă. Și uneori nici nu se cunosc între ele aceste brațe. Un braț este cel logistic. Adică este acela care asigură circulația fondurilor, care se investesc, care se scot din afacere, din contrabandă și așa mai departe. Acelor care asigură mijloacele de deplasare sau mijloacelor de executare a afacerii propriu-zise. Acelor care sunt pe acest braț se află oameni de încredere, oameni cheie, care reprezintă nucleele acțiunii respective. Un alt braț este brațul, să spunem, executiv, deci al celor care execută efectiv acțiunile de contrabandă sau de alt tip sau de schimburi monetare și așa mai departe și care au infiltrări în bănci, gestionează bănci, introduc, scot bani din bănci respective sau care se ocupă, de exemplu, de distribuția mărfii. Zecile de firme, firmulețe, fantomă sau nefantomă care apar, funcționează și se află pe un lanț care este, de fapt, brațul acesta executiv. Dar există și alte brațe, sigur, informative, unele sunt chiar cu care gestionează informații, însă cel mai important dintre toate și care este important, de fapt, pentru o structură mafioză, dar este important și pentru înțelegerea acestor scandaluri de la noi, este așa numitul braț de acoperire. Brațul de acoperire este constituit din funcționari, din personalități, care poate să fie oameni politici, uneori poate să fie funcționari ai statului în procuratură, în justiție, în vamă, în poliție, care au fie funcția de informator, fie funcția de sprijinitor, fie funcția de acoperitor a acestor afaceri. Astfel de brațe se dezvoltă uneori până foarte sus, în sensul că ajung să exercite anumită influență asupra unor personalități cunoscute care au mare influență sau care au o imagine foarte bună. Acest braț de acoperire are rolul de a proteja structura în cazul unui scandal, în cazul unei căderi. Și primul lucru pe care îl face o structură mafiotă în momentul în care o verigă s-a rupt sau în momentul în care s-a descoperit, activează brațul de acoperire. Și începe să spună, domne, dacă intrați prea mult în afacerea noastră, vedeți că o să aveți probleme cu X, cu Y sau va fi un scandal imens. Deci sunt niște lucruri. Uneori sunt informați din timp. Atenție, cazul că se caută ceva. Vedeți că dosarul e pierdut pe nu știu unde și așa mai departe. Vreau să insist asupra unui aspect, un detaliu care e extrem de important. Mi se pare extrem de important, fundamental pentru înțelegerea scandalurilor de la noi din România, pentru că această structură, așa cum o prezint eu, funcționează peste tot. Peste tot la fel. Deci pentru scandalurile din România este următorul aspect. De multe ori, în brațul de acoperire, intră și oameni nevinovați. Persoane care sunt inconștiente, adică nu știu, nu sunt avizate că fac parte dintr-un astfel de braț. Și vă dau un exemplu. Iarăși încercăm prin exemplu. Închipuiți-vă că președintele unei fundații caritabile, care ajută handicapați sau care ajută copiii cu merite deosebit, nu are bani să trimită un copil la un concurs de vioară undeva la Bruxelles, undeva în străinătate. Nu are bani să ia niște căruțuri din acelea cu rotile pentru handicapați. Nu are posibilitatea și caută sponsorizări. Și exact când el caută acești bani cu disperare sau nu are bani nici măcar să se deplaseze cu avionul la Paris pentru o conferință sau pentru așa ceva, exact în momentul acela apare ba un prieten, ba un politician, ba o cunoștință,
Da, primești un telefon și spune, stai domnule puțin, păi stai că știu eu o firmă care poate să-ți dea banii ăștia, cu care și el sponsorizează, nicio problemă. Și îi recomandă o firmă, nu știu ce, Impex, nu știu ce, SRL, de multe ori acești oameni nu au posibilitatea să verifice aceste firme și sunt bucuroși că au primit 2.000, 3.000, 5.000 de dolari, 15.000 de dolari, știu eu ce sumă, cu care își rezolvă aceste probleme. În sine nu e rău. Nu este deloc rău, numai că se întâmplă următorul lucru. Firma respectivă, care este o firmă de acoperire a structurii mafiote, fără să știe omul nostru, firma respectivă își întocmește acte legale pe această sponsorizare. Și dovedește, uite domnule, te-a sponsorizat, facem cu acte în regulă. Actul acela este folosit în momentul în care izbucnește scandal. Și zice, domnule, fii atent. Uite ce am făcut eu. Am ajutat, am sponsorizat, am făcut. Aici sunt niște nume implicate. Domnul X, mare personalitate care conduce fundația cu tare sau care este fiul marelui om de stat și așa mai departe, ia uite, este implicat și sunt afișate aceste nume, sunt primele nume care sunt lansate către presă și creează de fapt marea diversiune. Deci sunt oameni de cea mai bună credință care nu au posibilitatea să verifice astfel de surse financiare, nu știu în ce să bagă, poate cândva o să avem timp să vă spun cum e și cu cazul Soare, cu domnul Patapievici, că s-a tot agitat, n-am vrut să mai spun, da, dar e foarte interesantă despre... și vreau să spun că e și foarte apropiată de ceea ce am vorbit până acum. Deci, până nu înțelegem modul în care funcționează un astfel de sistem, o astfel de structură, momentul în care astfel de structuri vehiculează sume imense de bani, este extrem de ușor să atragi persoane. Este extrem de ușor să corupi, din păcate, într-o societate, într-o zonă în care se produce reformă, care înseamnă șomaș, care înseamnă loc instabil, loc de muncă instabil, care înseamnă restructurarea instituțiilor astea, mai ales a instituțiilor de forță, justiție, armata, ministerul de interne, procuratură și așa mai departe, întotdeauna aceste instituții pe perioada de reformă devin extrem de vulnerabile și atunci se petrece și fenomenul ăsta. Și sigur, o serie întreagă de oameni cad și nevinovați. Repet, eu am studiat câteva din astfel de cazuri, le discutăm în seara asta și vă spun, m-am lămurit, m-am convins că sunt oameni total nevinovați și care nu știau în ce s-au băgat sau în ce au fost băgați. Da, deci iar în momentul în care a izbucnit scandalul și cu asta închei, astea sunt și primele nume lansate, pentru că ele sunt numele de acoperire. Autoritatea acelei persoane, bunul renume al acelei persoane, popularitatea de care se bucură. Gândiți-vă că, știu eu, nu vreau să dau nume acum, dar o cântăreață de muzică ușoară, foarte populară și care nu are bani să ducă la un concurs sau vrea să înscrie la nu știu ce concurs și nu are bani. Și primește banii dintr-o sponsorizare și în momentul în care se declanșează un scandal în afacerea respectivă, în structura respectivă, numele acestei persoane este proiectat și sub acoperirea popularității acestei persoane, de fapt, se încearcă ori câștigarea de timp ca să mai astupe câte ceva din matrapa slucuri, ori aplanarea. Deci ăsta ar fi mecanismul, aceasta ar fi structura caracatiței. Nu mi-a spus cine joacă rolul de ventuză aici, pentru că toate brațele caracatiței sunt pline de ventuze. Da. Deci se trag bani peste tot în oricare zonă. Asta e rolul ventuzei. Fiecare își trage banul lui pe acest braț. Înainte să trecem la... să zicem să atacăm țigareta 2, să ne spuneți câte ceva. Înainte să trecem direct în subiectul fierbinte, îmi fac o datorie de onoare, să spun, să anunț apariția în Ploiești, în județul Prahova, a unei reviste de cultură de înaltă ținută. Am să o arăt așa cât se poate, vedea, se numește Axioma. Ne-a trimis-o un telespectator care v-a sunat și v-a rugat data trecută să îi trimiteți material pentru a fi publicat în această revistă. Cu cea mai plăcere. O să iau revistele cu mine. Sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Încă o dată salutăm apariția acestei reviste. Vreau să remarc din ce am citit poeziile remarcabile ale doamnei Cristina Tătaru, dacă nu mă înșel. Pe lângă asta, să mai fac precizarea că 110-114-110-188 sunt două telefoane la care dumneavoastră veți putea suna, că noi oferim, ca de obicei, două premii pentru cele mai interesante întrebări pe care dumneavoastră le aveți depus invitatului din această noapte. Și
acum, domnule Stănescu, caracatița am văzut, am vizualizat-o. Care ar fi capul acestei caracatițe în cazul țigaretează? În cazul țigaretează, până acolo. Da, din câte cunosc, din câte am apucat să... Acum, nu uitați că eu eram în Ministerul Apărării. Armata a fost, de fapt, cu totul incidental, sau accidental, să numim așa, implicată în acest caz, care este un caz de contrabandă, în sfârșit, o serie întreagă de alte infracțiuni. Și voi reveni pentru a explica într-un fel și poate să încerc să descriu că am prin ce am trecut eu în timpul acestei afaceri. Și a fost acuzat de... la un moment dat într-o revistă că chiar sunteți implicat. Că sunt implicat, da. Era, efectiv, am și lăsat-o, am neglijat-o pentru că era o prostie. Eram purtător de cuvânt al armatei și aveam obligația să apăr instituția atât cât putea fi apărată, în locul unde era nevinovată, evident. Dar vom reveni asupra acestui caz și chiar o să împărtășesc de ceva din experiența mea de atunci. Pentru ziariști, de exemplu, pentru purtătorii de cuvânt, vă mărturisesc, cred că ar fi un fel de lecție pentru astfel de situații extrem de dificile de criză. Capul, după câte știu, era constituit de niște oameni de afaceri arabi care lucrau de mult cu România încă dinainte de Revoluție și aveau destul de bine perfecționate aceste structuri și operațiile în sine. Ei au avut de la început un câmp favorabil în România pentru că și-au reluat legături cu persoane și chiar cu anumite instituții cu care lucraseră și înainte de Revoluție. Din câte știu, nu era niciun român în cap, în creierul acestei afaceri. Ei însă populau brațele. Ceaușescu avea cunoștință de... Ceaușescu, să nu uităm că a avut un program extrem de intens de recuperare și de plată a datoriei externe într-un termen foarte scurt. Și a fost capabil să admită orice tip de afacere. Îmi povestea cineva care lucra în străinătate într-o țară africană că la un moment dat președintele unui stat african, acelui stat african, prin atașatul, era atașat comercial, prin atașatul nostru comercial, l-a anunțat că intenționează să-i ofere lui Ceaușescu un automobil, un autoturism de teren, nu știu ce era, Ford sau Mitsubishi, ceva de genul ăsta, Saharian, o chestie de ultimă oră și foarte scumpă, și a primit răspuns de la București, de la Ceaușescu, spune-i să-mi trimeată banii. Adică prețul, să nu-i trimeată mașina, să-i trimeată bani. Deci, până la anumite niveluri, evident că lucrurile astea erau cunoscute și se făceau controlate, erau controlate. La țigareta 2, deci niște arabi au reprezentat da, capul. Ei au constituit. La țigareta 2 lucrurile s-au petrecut cumva în felul următor. În primul rând trebuie spus că avionul respectiv a fost identificat ca de fapt toate aeronavele care se apropie de România încă de pe teritoriul Bulgariei. De stațiile radar românești au identificat avionul, au cerut prin turnul de control să se ia legătura cu avionul respectiv, eu repet, nu neapărat, ci așa se întâmplă cu toate avioanele, pentru a fi identificat. L-au identificat, autoritatea civilă a confirmat că este o cursă cunoscută, că nu este un avion inamic, că nu este un avion necunoscut, pentru că altfel se luau alte măsuri, bineînțeles. Și din momentul ăsta armata l-a lăsat în pace. Pentru că el a fost identificat ca o cursă civilă. Deci se știa că acest avion este programat să aterizeze pe aeroportul Otopen civil, să fie garat pe aeroportul Otopen civil și să-i se facă vamă sau forme acolo. N-avea nicio legătură cu armata acest avion. Da. Ne oprim o clipă aici. Ce... Numai să vedem dacă mai e domnul Sandulescu la telefon, ca să nu-l ținem pe fir. Da. Dacă mai este, îl rog să răspundă. Dacă nu, s-a închis cumva. Da, sunt la telefon. Bine ați venit, domnule Sandulescu. Bună seara. Bine v-am găsit. Bună seara. V-ați plăcut emisiunea. Ați spus un punct de vedere foarte frumos. Mulțumesc. Aș întreba și eu, dacă se poate, să-mi poate răspundă.
invitat dumneavoastră. Da, sunt emoționat acum. Vă rog să n-aveți nicio emoție. Direct. Sau ideea care a fost? În ce partid este domnul Stoienescu? Da. Sunt vicepreședinte și șef al departamentului politic al Uniunii Forțelor de Dreapta, condus de domnul Varujan Vozganian și Adrian Iorgu. Ne-am promis să nu discutăm. Nu facem politică. Pentru că vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Așa. În continuare, vreau să vă întreb altceva. Ce cantitate de... cum îi spune, câștig în... Ce cantitate de câștig? Nu cantitate. Ce câștig aveți în... în alegeri? Nu discutăm despre asta, domnule Sândulescu, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Este campanie electorală, până la ora 22 se discută după... Asta nu discutăm, nu facem politică. Dacă aveți o întrebare legată de țigareta 2, de cazul Costea, de telefonul roșu, domnul... Și întreba altceva. Apropo de telefonul roșu și de Costea. Da. Dumneavoastră a zis că ați lucrat în... Ministerul Apărării Naționale. MAPN. Da. Și timp de un an de zile, în 1997, am fost detașat la Guvernul României ca subsecretar de stat în Departamentul de Informații al Guvernului. Vreau să mă întreb ceva. Da. Din 89 până în 92, unde ați fost? Din 89 până în 92, imediat după Revoluție, în 90, am fost secretar general de redacție al revistei Memoria de la Uniunea Scriitorilor, împreună cu Banu Rădulescu, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Ați fost 6 luni de zile acolo. Da, după aceea am predat la Universitate Particulară Jurnalistică și din 1991 am fost... O lună de zile. Secretar general de redacție și apoi redactor șef al cotidianului Viitorul Românesc. Din toamna... Vreau să vă întreb altceva. Vă rog. Înainte de 89, unde ați lucrat? Înainte de 89 am lucrat în întreprinderea de avioane București și apoi la Aerofina. De acolo m-am transferat la Uniunea Scriitorilor. Mă scuzați că intre. Domnule Sândulescu, dumneavoastră, pe de o parte știți foarte multe, după cum se vede, despre domnul Stoienescu, pe de altă parte am impresia că asist la un, nu chestionar, un interogatoriu. Un interogatoriu. Dacă aveți, vă rog frumos o întrebare la subiect, dacă nu... S-ar putea ca domnul Sândulescu să fie interesat de următorul lucru. Deci, eu nu sunt ofițer de carieră. A fost civil. A fost și a ieșit la pensie. Nu, n-am ieșit la pensie, am trecut în rezervă. Da, sunt încă tânăr, Doamne ferește. Da. Deci, am fost civil. Domnul Stoienescu. Da, vă ascult. Cu un afac două. Ați fost și ați rămas în continuare ofițer de rezervă. Da. De rezervă. Da, ca și domnul Jurcea. Da. Mă scuzați că v-am deranjat. Nu m-ați deranjat. Nicio problemă. Sunt ofițer de rezervă. Sper că pe ecran a apărut colonel în rezervă. Da? Exact. Deci, domnul Osandor, știți care este problema? Datorită calității mele de om politic și a funcției pe care v-am dezvăluit-o, n-am vrut să folosim, și eu am fost de acord să nu folosim lucrul ăsta, și atunci, în loc să pună vicepreședinte, a pus colonel în rezervă. Domnul Stoienescu, eu ca... fost, mă rog, lucrător în Ministerul de Interne. Așa. Și tata, și bunicul, și toată familia. Felicitările mele pentru această profesie și carieră. N-am să candidez sau să fac o acțiune din asta politică pentru...
Pentru viitorul patriei, domnule Stăndulescu, ca să spunem așa și să trăim. Pentru că armata face armată și politica e politică. Exact. Așa. Tocmai de asta domnul Stoienescu este în rezervă și nu mai este cadru activ al armatei. Cu aceasta cred că v-am răspuns, v-a răspuns domnul Răsul, vă mulțumesc pentru telefon, ca să mai intervină și alte persoane care mai doresc să intervină la telefon. Chiar vă rog să mă scuzați. Vă dorim numai sănătate și toate cele bune. Domnul Sandrescu n-a avut practic o întrebare, ci niște întrebări legate de existența dumneavoastră. Rămăsesem la țigareta 2, la capul Caracare deci Țigarit. Avionul a aterizat pe aeroportul Otopeni. Și garat civil trebuia să se facă exact, acolo. Și era ca o cursă civilă. Datorită înțelegerii între turnul de control și, deci, între autoritatea civilă și comandorul Suciu, comandantul bazei militare, avionul, în loc să fie dus pe Otopeni civil, a fost tras pe Otopeni militar. Și acolo s-a petrecut descărcarea și toată povestea respectivă. Ce vreau să vă spun asupra acestui caz? Pentru armată, cu riscul să surprind niște oameni, cazul în sine de contrabandă a fost insignifiant. Deși valoarea mărfii și faptul că e un act de contrabandă, chiar faptul că s-a petrecut pe un aeroport militar sau pe o zonă militară. Să înțeleg bine. Nici asta nu. Să înțeleg bine termenul de insignifiant pentru armată, adică nu este important că nu se era face important contrabandă. Pentru că nu era o afacere. Asta încerc, de asta v-am spus că va surprinde pe multă lume, inclusiv pe dumneavoastră. Deci nu era o afacere a armatei. O afacere, o combinație care să fie implicat instituția sau ceva armată de genul ăsta. Deci actul în sine este undeva foarte la distanță de interesul principal al armatei în acest caz. Și e vorba de interesul de a descoperi acest caz până la cap. 2. Chiar în condițiile în care comandorul Suciu a făcut un act, să numim, neregulamentar, pentru că el nu era autorizat să permită intrarea acestei aeronave pe zona militară, și chiar dacă să zicem că era un caz de forță majoră, că atunci se pot permite astfel de lucru, trebuia imediat să raporteze lucrul pe care nu l-a făcut. Și vă mai întreb un pic, dacă este doamna sau domnișoara Mihaela Popescu. Mai este? Doamna sau domnișoara Popescu Mihaela? Alo? Sunteți în direct, vorbiți, doamnă. Nu ne aud? Aude, nu are curaj, este emoționată, nu știu ce se întâmplă. Dacă se hotărăște să vorbească, vom reveni. Deci, comandorul Suciu a hotărât... A hotărât. El poate să... Deci, în mod normal, nu avea dreptul să facă acest lucru. Ar fi putut să facă așa ceva într-un caz de extremă, știu, de forță majoră, da, extraordinară. Cine știe, pragul unui pericol, unui accident așa, sau unui atac, sau mai știu eu ce... Putea să permită parcarea avionului acolo, după care însă era imediat obligat să comunice ofițerului de servici de la Comandamentul Aviației Militare. Lucrurile erau clare. Problema armatei și problema cu care m-am confruntat eu cel mai mult a fost următoarea. Că în ziua în care a izbucnit scandalul, că ea mi se pare după o sărbătoare, după Paște, dacă nu mai țin minte exact. Da. În ziua în care a izbucnit scandalul în presă, la ora 12, comandantul aeroportului, deci a bazei militare, a fost chemat la șeful statului major, generalul Degeratu. Și față în față, ochi în ochi, generalul Degeratu, comandantul lui cel mai înalt, i-a spus, îl se știa cu Suciu foarte bine, era un ofițer remarcabil, vreau să vă spun, domnul Suciu, și l-a întrebat ce s-a întâmplat acolo. Și Suciu i-a spus, vă raportez, nu s-a întâmplat nimic. A venit un avion gol și a plecat gol. La 2 minute după comandorul Suciu, am intrat eu la șeful statului major. Și mi-a spus, Alex, avea această apropiere față de mine, oricum mă trata ca un civil, chiar dacă purtam niște grade pe uvă, și mi-a spus, dragul meu, omul zice că nu s-a întâmplat nimic. Zice, dar voi ordona o anchetă, trimit o comisie acolo, condusă de un general, la fața locului, să facă o cercetare, o anchetă. Să vedem exact ce-i cu avionul ăsta, că nu pot rămâne lucru. Și chiar eu am insistat, pentru că
Eu nu puteam să țin, noi aveam o știre atât de fierbinte în față și sigur că în calitate de șef al Direcției de Relații Publice Armate și de purtător de cuvânt, eu trebuia să ies în față să le spun ceva. Și noi, practic, în prima zi, noi nu știam ce s-a întâmplat acolo. Efectiv nu știam. Și atunci a fost trimisă o comisie. Comisia condusă de un general s-a deplasat la fața locului, a luat registrul de la poartă, a luat registrul de intrări, a interogat pe șeful bazei de acolo, pe șeful depozitelor și tot ce era acolo, pe ofițerul de serviciu din noaptea aia, pe șeful bazei militare, că era bugă. Și toți au declarat în scris, și repet, subliniez, au declarat în scris, nu s-a întâmplat nimic, a venit un avion gol, a plecat un avion. S-a întors comisia la Ministerul Apărării Naționale, am fost convocat și mi s-a pus în față raportul acestei comisii. Ne oprim puțin că a revenit Mihaela Popescu. Da. Doamna sau domnișoara Mihaela, vorbiți, sunteți în direct. Nu aveți... Nu aveți curajul să... Alo? Da. Bună seara. Să rămână, bine ați venit. Eu vă aud foarte rău. Dumneavoastră mă auziți? Vă aud foarte slab. Alo? Foarte slab, puțin mai tare. Nu se aude. Mă auziți? Alo? Acum ne auzim, doamna Mihaela. La alo? Televizor. La televizor. Ne auziți? Alo? Nu ne aude, doamna, noi... Aveți televizorul deschis? Nu, noi nu, dumneavoastră, noi vă auzim, dumneavoastră nu ne auziți. Seara. Acum? Domnule colonel, da, mă iertați, mie îmi place emisiunea pe care o face domnul Vistariu, n-am mai urmărit și altă dată. În legătură cu primul subiect atacat de dumneavoastră, aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă... la începutul, imediat după Revoluție, sau mă rog, acum, la ora actuală, ați fi racolat de această caracatiță, vi s-ar propune un loc de frunte în rândurile mafiei, cum ați reacționa? Deci am înțeles, dumneavoastră, pentru că se aude foarte slab, vă rog să mă urmăriți la televizor. Asta mi-a venit mie în minte acum. Da, deci vă rog să mă urmăriți. Pentru că oamenii sunt așa cum sunt. Vă mulțumesc pentru întrebare, doamnă, vă răspund cu toată onestitate. Deci eu vreau să mă urmăriți la televizor pentru că eu nu v-am auzit foarte bine, dar cred că am înțeles următorul lucru. Dacă vi s-ar propune. Cum aș fi reacționat dacă imediat după Revoluție mi s-ar fi propus de acea caracatiță un rol, un loc pe acest. Pe brațe. Trebuie să vă spun, doamnă, că spre succesul meu, sau cum să spun, spre șansa mea cea mare, deși unii ar putea să spună că e o totală neșansă, am fost educat de părinții mei și în primul rând de tatăl meu, ploieștean jet-beget, și de familia mea, am fost educat într-un anumit spirit. Îmi este, efectiv, fără să fac declarații patetice, mi este imposibil să fur. Sunt o serie întreagă de alte lucruri pe care le-am învățat de la tatăl meu. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să vă spun următorul lucru, doamnă. Când eram în Ministerul Apărării Naționale, șef de direcție centrală, purtător de cuvânt cunoscut și foarte cunoscut că apăream la televizor, după țigareta 2, deci spre sfârșitul anului 1998, au venit la mine în birou niște oameni de afaceri, vreo două, trei firme, care mi-au oferit sume fabuloase de sute de mii de dolari. Numai pentru a da declarații favorabile unor afaceri sau nu. Deci, și le-am refuzat. Eu, de fapt, dar faptul că erau cetățeni străini și că, mă rog, erau acoperiți de niște relații, erau reprezentanți unor state, i-am invitat cu politețe și i-am refuzat. Am avut astfel de pe care și le voi refuza în continuare, pentru că prețul este întotdeauna de infinit mai multe ori, de multe ori mai mare decât așa ceva. Și mi-a fost imposibil, pentru că nu am nici structura pentru așa. Una din tragediile mele este că nu știu să fac afaceri. N-am încercat niciodată, întotdeauna bănuțul pe care l-am pus deoparte, l-am avut deoparte.
Da. Deci este important, punctele esențiale. Punctul esențial al cazului Țigareta 2 pentru armată. Țigareta 2 pentru armată a fost cel mai grav caz pe care l-a avut armata română de la Revoluție încoace. Deci, repet, nu cădere de miguri, nu incidente, nu Mărășești și alte povești care au fost. Țigareta 2 a fost cel mai grav caz. De ce? Pentru că el a lovit direct un element fundamental, axial al construcției unei armate, unei instituții de acest tip, și anume ierarhia militară, onoarea militară, portul uniformei militare, simbolul efectiv al armatei. De ce? Comandantul unei unități militare îl minte în față pe șeful statului major, deci raportul care este fundamental în orice instituție, raportul pe care îl dă un subordonat comandantului său, care este un act fundamental, și act fizic și social, dacă vreți, și act scris, a fost încălcat acum. Comandorul Suciu îi obligase pe toți cei care dăduseră declarații să dea acele declarații. Toate alea erau declarații false. Mincinoase. Mincinoase. Deci reușise să preseze asupra celor oameni. Îl îndepărtase pe ofițerul de contrainformații pe care îl avea acolo în unitate, îl îndepărtase, îl trimitese în unitate în noaptea respectivă. Scosese paza din zona respectivă ca să poată să parcheze avionul. L-a luat pe ofițerul de serviciu și l-a trimis în partea cealaltă unități, adică și-a creat o întreagă. Exact. Deci a se întâmpla acest lucru într-o unitate militară înseamnă practic a te expune cele mai de jos situații posibile într-o unitate. Este aproape un act de trădare. Și să ajungi ca în fața comandanților tău, superiorii tăi, să nu recunoști lucrul ăsta și să induci în eroare și opinia publică. Nu mai vorbim de i-a indus în eroare pe comandant. Păi se vorbea că este un om onest, că nimeni nu crede. Cine, că... Vă repet, comandorul Suciu a fost un militar de foarte bună calitate. Fără îndoială că societatea românească, deci să spunem lucrurilor pe nume, și societatea românească, și armata română n-a fost niciodată în stare să-l plătească pe acest om la nivelul de pregătire pe care l-a arătat. Vreau să vă spun că era unul din ofițerii de elită pe care îi selectase deja NATO. Pe domnul comandor Suciu? Da. Tentația sigur că a existat, vechi legături, să nu uităm că este afacerea, are și cazul Truțulescu, dar care e în afara armatei, nu-l discutăm. Dacă vreți, puteți să discutăm. Truțulescu e o legendă frumoasă. Este din brațul de acoperire. Truțulescu? Da. Nu e din cel de acțiune? Este din brațul de acoperire. Funcția lui cea mai importantă este în acest braț. Păi, haideți să vedem atunci, imediat să vedem pe domnul Dumnezeu. Gândiți-vă unde Constantin. Era el. Să vedem dacă mai era telefon și să vedem care sunt brațele care acasă aici. Domnul Constantin Dumitru, dacă ești drăguț. Bună seara. Bine ați venit, domnule Constantin. Mulțumesc. Am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Vă rog. Și un fel de lămurire. Eu am 20 de ani și... Puțin înainte, domnule. Pe timpul regimului comunist. Înainte de 50, la comune, la sate, erau posturi de jandar. Ce a făcut ca regimul lui Doza sau cine era sau Gheorghe sau cum spunea atunci Pătrășcanu, de ce a schimbat deci, posturile de jandarmi în postul de miliție actuala poliție? Cred că era mai bine ca jandarmii să păzească acele zile. Da, vă răspund, este o întrebare extrem de interesantă și pe undeva v-aș și mulțumi chiar dacă ea este cumva Da, și mai aș avea încă o întrebare. Da, vă rog. Dacă ați fi ales ca președinte al României, ce ați face cu cei care fură și sunt infiltrați, cu cei corupți? Vă mulțumesc, o seară bună. Și noi vă mulțumim pentru întrebări, domnule Constantin, interesante întrebări. Ce răspundeți pe scurt ca să putem epuiza? Deci înainte e vorba de ce a fost desfințată jandarmeria. Povestea este destul de lungă, sigur ea nu e complicată. Jandarmeria a fost unul din obiectivele de la început care se urmărea a fi distruse. De ce? De către sistemul comunist. Ce avea nociv? Această jandarmerie a fost considerată ca cea mai reacționară instituție a României pentru că a existat o jandarmerie de front care administra ordinea
pe front și în teritoriile eliberate de către armata română, a existat o jandarmerie și în Transnistria, tot jandarmerie românească. Și împotriva acestei jandarmerii s-au lansat cele mai dure acuzații și întregul ansamblu de acuzații de crime de război, de crime împotriva evreilor și așa mai departe, împotriva acestei jandarmerii. În al doilea rând, comuniștii, bolșeviții sovietici aveau nevoie de un contrapunct, aveau nevoie de constituirea, nașterea și amplificarea unui conflict jos, la nivelul de jos, între țăran și autoritatea statului, a deci regatului, fără îndoială. Asta era cel mai important. Sigur. Deci pe el interesa să creeze conflictul. El venea acum cu o doctrină care spunea: din această clipă noi reprezentăm pe muncitori și pe țărani. Da. Și noi le apărăm drepturile, iar jandarmul, notarul, toți aceia care erau reprezentanții statului democratic sau a statului regalist dinainte, era inamicul. Am înțeles. Asta e prima întrebare. La a doua, dacă aș fi președinte, avem un telespectator președinte. Nu o să pot să vă răspund prea mult, o să păstrez angajamentul pe care mi l-am luat. Angajamentul pe care mi l-am luat de a nu face politică, eu făcând parte într-un partid, sigur că am o anumită doctrină, este doctrina de dreapta, și vă invit la 20 de ani să citiți ceva despre doctrina de dreapta, să vedeți cam ce face ea cu hoții. Da, domnul Florea Constantin, dacă este la telefon. Da, bună seara. Bine ați venit. Bine v-am regăsit. Sincer vă spun, în paranteză, mi-a fost doar de dumneavoastră, înainte de Paște nu v-am mai văzut. Pe a fost un concediu, domnule Florea Constantin, am simțit și eu nevoia să am așa o pauză. Bine ați revenit. Vă mulțumesc frumos, bine v-am regăsit ca telespectator fidel al emisiunii noastre. Am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Bună seara, domnule Colonan. Bună seara. O să vă rog puțin mai tare să știți că nu... Am înțeles, e bine așa? Așa e, foarte bine, da. Ați pomenit puțin mai devreme despre Caracatița. Și unul din elementele discuției a fost invitația câtorva oameni de afaceri tentați să apeleze la dumneavoastră pentru o anumită problemă, deci promovarea unei afaceri în țară sau în rău. Sute de mii de dolari. Dumneavoastră n-ați acceptat, domnule Florea. Eu când aud ce spune, parcă aș renunța la orice. Și numai, numai o zecime. Bănuiesc că doriți detalii. Da. Haideți să vi le dau. Sigur, nu, firmele și cine erau persoane respective, dar o să vă spun următorul. Ca să nu stea pe omul la telefon, spuneți după... Vă rog, atunci. Nu a fost, nu detaliu mă interesa, dar v-aș întreba, dacă unul din acei oameni de afaceri, așa cum știm că se folosește Caracatița de brațul ei, sau de unul din brațele ei, ar fi acționat și prin altcineva pentru intimidarea dumneavoastră. Ați mai fi avut puterea să luptați? Domnul Florea Constantin, două lucruri vă răspund. Și lucrurile astea pot fi verificate. Și vă spun de ce pot fi verificate. Pentru că după aceste întrevederi, în care și eu am fost cumva imprudent, pentru că eu ar fi trebuit, de fapt, să mai aduc una sau două persoane care din subordonații mei care să fie de față, că atunci probabil că nici n-ar fi avut curajul, dar probabil că a pândit, a așteptat sau a fost bine informat și m-a găsit eu, în general, le dădeam de lucru oamenilor în fiecare dimineață și veneam. Deci, nu am avut, dar eu mi-am făcut datoria, eu am raportat imediat superiorii români și superiorul meu era ministrul apărării, apoi șefului. Dar domnul Florea spunea așa, dacă un general îl spunea dumneavoastră, ia fii atent să primești și aici, să faci aici chestia. Este un aspect. Eu poate că am fost pe undeva privilegiat. În calitate de șef de direcție centrală, eu eram subordonat direct ministrului. Niciun general nu putea să-mi dea mie ordine decât prin ministru. Deci ăsta era un aspect. Dar sigur că orice om putea să fie pe o altă scară ierarhică și să pățească așa ceva. Important este următorul lucru într-o instituție militarizată. Că după astfel de un incident, tu trebuie să raportezi imediat exact ce s-a întâmplat, rămâne o probă, iar
structurile de protecție, pentru că și armata și alte instituții militarizate au structuri de protecție, trebuie să facă în acea fel, încât cu discreție firma respectivă sau domnii respectiv să nu mai treacă pe acolo, să nu mai aibă acces, să fie... Domnul Florea, mai aveți de completat? Da, mă referam la și la aspectul civil. Este foarte bine și mulțumesc invitatului noastră pentru amănuntele astea, dar știți că, sau mă rog, probabil că scenarita din mintea mea funcționează altfel. Știți că ăștia nu se bazează numai pe ceea ce a spus dumneavoastră, pe elementele astea la vedere pe care le-a spus dumneavoastră și subtile, cum ați menționat chiar în ultima parte a intervenției noastre, a răspunsului dumneavoastră. Ei pot interveni fără ca dumneavoastră să simțiți acum imediat. Poate știu eu peste câtva timp. Ați avea puterea totuși să vă luptați cu intimidările, să zicem, sau știu eu, chestii de genul ăsta. Eu am avut și vă mulțumesc foarte mult. Poate mai există și altcineva care vrea să mai intervină. Domnul Constantin, eu am avut această putere, pentru că trebuie să mă mărturisesc că în primele luni de la chemarea mea în cadre, asta se întâmpla în ianuarie până în aprilie 1992. În ianuarie 1992 am fost chemat să fiu angajat în armată și am rămas ca civil, iar generalul Spiroi, care era ministru pe vremea aceea, m-a numit consilier de presa lui și la un moment dat chiar a vrut să mă numească primul secretar de stat civil din armată și, nefiind angajat politic la data aceea, nu s-a putut, trebuia să intru în FSN și n-am vrut. Dar dacă ați fi fost competit pe domnul Florea, componenta curată a brațului de acoperire, componenta naivă. Ajungem și aici. Trebuie să scurtăm răspunsurile. Trebuie să te pui. Da. Ce vreau să vă spun? În această perioadă, prezența mea acolo, mai ales la cabinetul ministrului, a stârnit furia unor generali de modă veche, să numim, care erau în funcții mari de tot. Nu vă spun nu vă spun la ce umiliție a fost supus. Ce se spunea pe vremea mea, pe seama mea, pardon. La un moment dat am fost chemat la șeful direcției de contraspionaj, pentru că împotriva mea era un denunț că eu sunt Mihai Pelin. Mihai Pelin, că e un scriitor, un ziarist, altcineva, scria niște articole împotriva generalului Spiroi și eu am fost denunțat din interiorul armatei, chiar de acolo, ca fiind Mihai Pelin. În sfârșit. Deci, am rezistat tuturor acestor lucruri și cred că până la urmă am făcut un lucru deosebit în armată, iar în momentul în care am simțit că mi-am făcut datoria și am ajuns la vârful posibil ca civil acolo, mi-am dat demisia și am trecut în rezervă. Ce privește posibilitatea asta de a fi nevinovat intrat într-o astfel de situație? Vreau să spun că cred că se poate întâmpla oricui care are o anumită doză de influență. Da, deci că trebuie să fie un om. De aceea culoarea politică, să știți că nu contează aici. Contează dacă are acces sau nu la putere, care poate să fie puterea televizorului, poate să fie puterea presei, poate să fie puterea economică, poate să fie puterea politică. Da, doamna Niculina Popescu. Important, deci cu asta închei, este în momentul în care simți, este și o doză de pregătire și o doză de inteligență, în momentul în care simți că ceva nu este în regulă, trebuie neapărat să te sfătuiești cu cineva sau să faci cum a făcut Mircea Coșa. Când i-a dat Costea documentul ăla să-l ducă președintele, l-a predat SRI-ului. Și salut, și-a făcut datoria de cetățean și a văzut de treabă. Bun, mai departe. Dar dacă ei se cunoșteau, trebuia să-l ducă la destinație. Este un alt punct de vedere. Doamna Niculina Popescu. Alo? Alo? Sărmâna, bine ați venit, puțin mai tare. Bună seara! Bine v-am regăsit! Pentru că aveți așa un invitat de onoare, pentru că mi-a făcut o impresie extraordinar de bună că e un român de-al nostru cinstit și un fost purtător de cuvânt al armatei. Poate nu are legătură cu tema din seara asta, că eu am deschis televizorul puțin mai târziu. Aș vrea să-i știu și eu părerea. Când se va afla adevărul despre Revoluția Română, având în vedere faptul că în perioada de Revoluție eu am avut un militar în termen pe băiatul meu, a fost introdus în radio fiind la unitate specială, și după ce a venit acasă, din cauza evenimentelor, eu am făcut un șoc psihic și de 10 ani nu merg singură pe stradă.
și m-ar interesa foarte mult măcar o doză de adevăr. Când consideră dumneavoastră că vom fi realitate? Da. Vă mulțumesc mult. Să rămână și noi vă mulțumim și legat de întrebarea doamnei să spuneți un cuvânt și despre această idee a deculpabilizării armatei sau a răspunderii ei solidar cu cei așa zis vinovați. Culpabilizării armatei, de fapt, asta s-a produs. Doamnă, îmi pare rău pentru ceea ce vi s-a întâmplat, sincer vă spun, să știți că am mai întâlnit cazul care dumneavoastră. Eu am avut posibilitatea să studiez, să chem la raport o serie întreagă de ofițeri care fuseseră participanți la Revoluție și care aveau astfel de sechele, aveau astfel de urmări psihice asupra lor. Mi-era aproape imposibil să-mi dau seama dacă ceea ce spun ei este corect sau nu și trăiseră niște momente extraordinare. Eu am încercat să studiez dosarele Revoluției. Chestia este absolut amplă, covârșitoare. N-am să pot eu să... Sper ca în volumul 3 al cărții pe care o scot acum, Istoria loviturilor de stat în România, să, la capitolul Revoluția din 1989, să ajung la o concluzie, să o formulez atunci. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. În mod cert, a fost o intervenție străină, o intervenție din afară, care a și provocat la Timișoara, care a fost implicată în diferite locuri din țară și în primul rând la București și care a reușit să se cupleze pe fondul de nemulțumire și pe revolta onestă, sinceră a timișorenilor și pe revolta celor care au fost onești și sinceri la București. A fost o lovitură care putea fi o lovitură de palat, adică doar o locuire simplă a lui Ceaușescu, și lucrul ăsta se putea face, putea fi o lovitură de stat în condițiile în care lovitura se dădea din interiorul structurilor Partidului Comunist și este greu încă de demonstrat acest lucru. Bine, aici intrăm în definiție. Eu intrăm vreau în definiție sau o revoltă populară care s-a transformat apoi într-o revoluție, revoluție însemnând o schimbare radicală a structurilor politice, economice, sociale. Ceea ce s-a și întâmplat. Era programat să se întâmple la Iași? Mai Iași? Mult ca sigur. Pe 14... Era vorba de programarea scânteii de revoltă. Exact. Despre asta vorbim. Aici despre... este zona de intervenție. Apoi au fost și alte intervenții. Deci agenturile toate acele bruiaje. Ceaușescu a fost adevărată. Avea un miez de adevăr. Avea un miez de adevăr. Domnule Stoianescu, haideți să terminăm cu țigareta 2, că n-am ajuns nici la Costea, nici la telefonul vostru. Deci, până la urmă, Truțulescu ce rol a avut? Unde sunt cele 500 de baxuri care au dispărut de la aeroport până unde au fost depozitate țigările? Nu știu, la o firmă cu alb și negru, sau nu știu cum se numea, nu mai țin minte exact. Pe la Mogoșoaia, parcă, în zonă. Da, acolo, pe zona. Știți ceva despre aceste lucruri? Vă mărturisesc că pe noi armata nu ne-a interesat, era treaba procuratorii. Deci noi n-am urmat acest fir. Pe noi ne-a interesat marele caz, care era acela al insubordonării, acest caz grav, în care comandantul unități militare nu execută ordine, nu își respectă comandanții, minte în față. Adică acolo se putea întâmpla orice. Chiar presa aici a avut perfectă dreptate. Acolo se putea întâmpla orice. Absolut. Și conducerea armatei să nu știe. Adică era a fost ceva... Pentru mine a fost atât de revoltător. Și astăzi încerc, în seara asta, încerc să-mi păstrez în continuare calmul. Truțulețul, sigur că era unul dintre oamenii activi. Dar, mult mai important decât coordonarea acțiunilor de contrabandă, el era mult mai important ca om care penetrase în anumite structuri și aici n-am să mă ocolesc niște nume și o să spun următorul lucru. Faptul că el a ajuns acolo, la SPP și la Cotroceni, i-a permis lui să afișeze rapid de tot, adică Caracatese, să afișeze rapid de tot președintele statului, Emil Constantescu, fiul președintelui stat. Gândiți-vă câte nume au fost murdărite, mânjite cu această ocazie, fără să aibă nicio legătură. Și vă spun că am făcut aceste verificări. Fără să aibă nicio legătură cu această afacere. Numai pentru faptul că se găsea în instituția respectivă, că avea acces, am înțeles că nu cunosc dosarul foarte bine, dar am înțeles că falsificase și o ștampilă, se folosea de imaginea instituției, se folosea de forța instituției. Zic, băi, vezi că eu
de multe ori se legitima, adică, domne, noi acționăm, le mai spunea la prieteni așa, las, domne, că acționez, am spate puternic. Și omul și închipuia, domnul ăsta trebuie să aibă pe președinte în spate, sau mai știu eu pe cine. Deci iată că folosi Truțulescu mai mult în această zonă, în acest braț de acoperire, a acționat, era mult mai valoros decât ca... Și care este numele care organiza? Suciu? Nu, 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 v-am spus că erau niște arabi, nu mai știu cum îi cheamă, erau niște nume arabi, deci, sigur, sunt, nu, să nu se înțeleagă că am ceva cu arabii. Să acționeze pe aeroportul din Otope, să divizeze, să spună lui Noi discutam despre capul Caracatitului, deci cei care conduc afacerea, ei nu erau acolo, ăștia erau doar cei care... Aici, în afacerea plus că, din România. Plus că au făcut de multe ori afacerile astea și nu e vorba numai de baza militară. Au făcut-o și până Constanța, și până Giurgiu, și până tot felul de alte locuri. Dar generalul Puxecelu l-a avut aici, că a fost de tot. Nu, eu n-am reușit să înțeleg de ce a fost implicat generalul Puxecelu. Sigur că aici sunt două lucruri. Faptele se petrecuseră într-o bază militară, într-o unitate aflată în subordinea lui. Aceste... Da, incontestabil. Am înțeles. Deci n-a avut și din punctul ăsta de vedere, dar instrumentele unui astfel de comandant, deci comandantul, șeful statului major aviației militare, nu știu ce să controleze toată ziua ce se întâmplă acolo, are niște instrumente la dispoziție. Și primul dintre ele este ofițerul de contrainformații. Da, am înțeles. Haideți să luăm pe domnul Petru Ionescu. Cred că a închis. Deci cam astea ar fi elementele țigaretei 2. Da. Prin telefonul roșu, credeți că are importanță să trecem sau ajungem la cazul firul roșu. Cu firul roșu, hai să trecem repede peste. Aici sunt câteva aspecte, iar eu îmi voi ține promisiunea, iarăși, de a nu da nume sau nu da o tentă politică. Însă ce trebuie să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră este următorul lucru. Că președinția României, indiferent cine se află pe scaunul de președinte al României. Președinția României este o instituție. Că președintele României este o persoană aleasă prin vot direct de cetățeni, de o majoritate a cetățenilor țării, și că este președintele tuturor. 1. 2. Președinția României are obligația de transparență, la fel ca oricare altă instituție a statului, că este și a bugetar. În consecință, la președinția României trebuia să existe o agendă a activității președintelui cotidiană, zilnică. În ziua de 5 mai 1995, președintele României, cine era atunci, s-a întâlnit cu consulul rus, cu ambasadorul Ucrainei, cu țăranul Gheorghe din satul, l-a primit că e prieten din copilărie, cu X, cu Y, cu Z. Lucrul ăsta trebuie să existe scris și fie trebuie pus la dispoziția presei. Presa citește, ziaristul care este acreditat acolo, uite-mă care este agenda zilnică a domnului președinte. Nu are ce căuta nicio persoană din afară care intră așa peste rând sau audiență, mai știu eu cum, la miezul nopții de taină, fără să fie consemnată în această agendă cotidiană a activității. Așa se practică în statele civilizate. Deci, și este o obligație. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai o întâlnire confidențială acolo, care nu este public, adică nu trebuie să spui ce ai vorbit, dar trebuie să o anunți că s-a petrecut. În momentul în care tu ai o întâlnire confidențială, ești de fapt în culpă. De ce? Pentru că dacă ai întâlnit confidențială, îl chemi acasă la tine. Nu la președinție, unde ești la servici. Ești ca și cum ai lucra într-o întreprindere și ți-a venit o mătușă de la țară și zici, domnule, ia să bag eu în fabrică, păi să stea de vorbă cu mine la birou. Să țineți minte ce a spus acum, pentru că ajungem la cazul Costea, care a fost invitat acasă la domnul președinte. Și atunci este în culpă. Păi dacă l-a chemat acasă, logic, ar fi treaba lui, poate să cheme pe cine vrea. Întâlnire particulară, nu are particulară, n-ai nicio problemă. Eu vorbesc despre agenda obligatorie pe care trebuie să o ai instituții. Exact. Bun. Deci, de la început, acel ambasador al Rusiei, care a venit cu propunerea la Vasile Ionel, la consilierul special al președintelui, la președinte României, ăla trebuie să apară consemnat în agenda. În data de la ora de s-a prezentat și ziaristul vine și întreabă, țineți minte că pe vremea aceea exista purtător de cuvânt să țineau conferințe de presă ale domnului Chebeleu, dacă nu mă înșel. Da.
și la conferința de presă vine azi este. Ce a discutat în întrevederea din data de ambasadorul Rusiei cu domnul președinte sau cu domnul consilier? Deci, atunci avea obligația să răspundă. S-a discutat posibilitatea sau să mintă. Adică să putea și asta. Da. Și astfel aveam o bază juridică, o bază legală pentru a judeca pe acest. Deocamdată este o problemă, deci începutul acestui afaceri a firului rău este o problemă de mentalitate. Este o eroare, pentru că acest lucru trebuia consemnat. Din cauza asta există un caracter confidențial și eu aș spune eu chiar, să nu zic nelegal, dar neloial, al unor astfel de discuții de atâta importanță, astfel de întâlniri, fără cunoștință oamenilor. Sigur că îi zbucnește scandalul, că dacă am fi știut că s-a dat dumne, s-a întâlnit la data de și au discutat chestia eu asta. Eu vă întreb altceva, crezi că era chiar așa atât de rău, de nociv să existe acest telefon roșu? Aici vreau păi să vă asta este scandalul important. Firului roșu, scandalul firului roșu, nu este important și nici nu ar trebui să aibă impact în problema respectivă a instalării firului. Problema este, deci, eroarea este, și îmi pare rău că trebuie să o spun, dar totuși va trebui să o spun. Eroarea este asta, lipsa de transparență, mentalitatea veche, aia secretului și, în al doilea rând, faptul că președintele României a mințit. Asta este foarte grav. Bine, asta rămâne de văzut. Da, e evident, în momentul de față este clar. A spus că nu are nicio legătură, nu știe absolut nimic, după care s-a făcut că și-aduce aminte. Deci aici este aici e problema. Nu, dar poate că e adevărat. Nu a fi eu dacă sunt președinte, a zis ceva, poate ce fac, adevărat, ce fac dacă sunt, ce fac dacă devin președinte, a întrebat cineva, vă spun. Între lucrurile pe care le fac, stabile și legătura cu Moscova, dar o fac transparent. Dacă spun, domnule, ne-am întâlnit, documentul trec prin Parlament. Dar dacă e deci adevărat că a uitat, nu era atât de important, discuția a fost veche, a uitat, s-a luat cu alte treburi importante ale țării. Să fim oameni serioși. Da, haideți să deci mergem presa mai departe. Presa a dat toate amănuntele. Deci ăsta este elementul foarte slab din... Asta este elementul slab. Gata, faptul nu firul roșu în sine. Mergem mai departe. Și e de natură politică, de-aia nu o să-l comentăm. Ca să putem spune câteva, nu mai avem multe minute, câteva cuvinte despre cazul Costea. Unii spun că va avea influența asupra alegerilor din toamnă, credeți că este adevărat? Păi posibil. Este adevărat că acest caz și afectează... Și mai departe despre FNI, cam ce se întâmplă cu acest Fond Național de Investiții... Aici prea mult nu mă pricep, dar o să spun totuși câteva. În legătură cu cazul Costea. Deci eu îmi doresc enorm de munca telespectatorii, ca românii să înceapă să discearnă cu acuitate, cu seriozitate... ce este propagandă, ce este implicare politică de fapte, de realitățile probleme. Eu am fost, așa cum vă spuneam, subsecretar de stat în guvernul Ciorbea, detașat de fapt din ordinul președintelui României acolo, nu am avut funcție politică, dar lucram ca specialist, ca tehnician și am asistat la o serie între ele de scene de care mi-am amintit perfect în momentul când am văzut cazul Costea. Veneau acolo tot felul de oameni. De oameni de afaceri, unii români plecați de munci, care ofereau sprijinul pentru imaginea României în străinătate. Domnule, sunt câteva lucruri foarte importante. De exemplu, povestea asta care pe mine și ca un politic, ca român, mă interesează foarte mult, că mâine Costa ar putea să dea în judecată PDSR-ul sau guvernul României sau ca să-și recupereze bani. M-am interesat, nu sunt specialist în economie, m-am interesat la un economist, la un specialist în drept internațional care mi-a spus următorul lucru. Că după 4 ani se prescrie dreptul de a mai recupera, bă, dacă nu e cerut în 4 ani de zile, nu mai poți să-i ceri după aia și suntem în faza, în această situație, suntem în cazul unei finanțări acoperite, unei finanțări mascate unui partid. În al doilea rând, ușurința cu care a circulat acest om și credibilitatea de care s-a bucurat. De care s-a este bucurat. El o interfață, este el un om acoperit. Este greu să vă spun, este un om de afaceri, eu am întâlnit astfel de oameni de afaceri, sigur, nu foarte mult se deplasau cu atâta ușurință. În general, în astfel de situații, problemele corecte, legale, sunt în felul următor. Omul respectiv trebuie angajat. Dar ce a face adică că el în 92 era sărac, că e dăduse faliment? Aici sunt elementele de surpriză, evident. Mie mi este clar acum că lui au început să-i meargă afacerile după ce a început lucrurile astea. Și numai procuratura va trebui și va putea probabil să depisteze cei cu fondul astea, pentru că nu uitați,
principala acuză sau principala bănuială a justiției franceze este aceea de spălare de bani. Noi încă în cazul Costea n-am ajuns la subiectul ăsta, dar abia de acum încolo vom afla ce cu chestia asta. S-a înșelat justiția franceză sau nu? Deci lucrurile am impresia că vor merge spre situații mult mai grave. În al treilea rând este un lucru foarte important. Îl mărturisesc telespectatorul dumneavoastră că am avut ocazia să urmez un curs de imagologie în Elveția, sub egida NATO și a Parteneriatului pentru Pace. Și am avut niște profesori senzaționali, este o știință modernă, o știință nouă, care se ocupă de gestionarea imaginii. Și am pus la dispoziția și primului ministru și a Ministerului Apărării Naționale câteva documente privind modul în care trebuie gestionată imaginea României în lume. Pentru că aud pe foarte multe ori, știți cum e, la imaginea României, la fotbal și la, cred că la muzică ușoară, toată lumea se pricepe. Nu este așa. Este o știință și nu poate fi practicată decât de specialiști, de profesioniști care știu foarte bine. De aceea, în momentul când l-am auzit pe domnul Costea că el face imaginea României cu acel album, care este de altfel foarte frumos, iertați-mă, mi-a venit să râd, pentru că imaginea unei țări este un fenomen atât de complex și costă atât de mult. Gândiți-vă că Ungaria cheltuiește $1 miliard anual numai pentru imagine, conservarea și proiectarea imaginei sale. Dar să ne înțelegem, nu pentru album care costă $1 miliard. Nu. Ungaria asta trebuie să o spunem. Deci eu asta vreau să spun. Imaginea României se va construi complex. Se va construi printr-o serie întreagă de fenomene, de procede combinate. Trebuie să acționezi cu lobby, trebuie să acționezi numai cu imagine. Deci, ce vreau să spun? Că un astfel de album este ca o picătură în ocean. Asta trebuie. Adică ajunge pe birou unei personalități, să zicem a secretarului general NATO, care, vai ce frumoasă, este, o bagă în bibliotecă și are așa, îi mai rămâne amintire că sunt niște plaiuri vest, că niște mănăstiri în nordul Moldovei. Vine în România, vizitează cum a vizitat și majestatea sa, regina Danemarcei. Și s-ar putea să dorească să o cunoască pe luminița cea de pe copertă. Sigur, sau poate aude și de Nikita și de toate personalitățile, Țiriac, și face niște conexiuni. Sigur, dar să fie clar, albumul acela nu va convinge pe nimeni că trebuie să schimbe imaginea României. Imaginea României poate fi gestionată în măsura în care ce lucrurile să meargă. Și nu e nevoie de rezultate spectaculoase. E suficient să faci, uite ce a făcut acum Muguri Sărescu în Statele Unite. Asta este o acțiune imagologică. Exact. S-a dus acolo și a spus, domne, n-am făcut saltul spectaculoase, am făcut atât, am mișcat un leu de aici, dar ăsta este un fapt pozitiv și vă rog să-l consemnați. Exact. Din punctul ăsta de vedere, domnul Sărescu, care are alături de el un om bun profesionist, un coleg de-a mea, domnul Vasilescu, purtătorul de cuvânt, care știe meseria asta, așa, a procedat exemplar. Deci imaginea României, care a fost deteriorată fundamental în timpul Revoluției, exact, din decembrie, prin transmisiunea indirectă la televiziune, se spune în mod greșit, eronat, că imaginea României a fost extraordinară în lume datorită Revoluției, prin ceea ce s-a transmis la televizor. Este fals, vă spune un specialist. A fost de catastrofală imaginea. Ea a fost folosită, după cum știm, pentru a acoperi alte acțiuni, alte activități și întâmplate prin lume așa, prin Panama și prin alte părți, dar imaginea pe care am difuzat-o noi de la București a fost asta. Execuția sângeroasă a celor doi cap și eu aș fi împușcat, o spun cu mâna pe inimă, atâta eram de pornit în clipa aia. Deci execuția sângeroasă a celor oameni, haosul care era pe străzi, lipsa de autoritate, mizeriile care s-au prezentat, figurile sinistre care s-au prezentat acolo, gesturile alea, tot ceea ce a fost grotesc în această revoluție, nu a dat o imagine pozitivă. Dar ce vrea să se scoată o revoluție la suprafață, domnule? O revoluție este o furtună, este un uragan. O secundă, scoate la suprafață. Nu este întotdeauna așa. Eu pot să vă dau exemplu de revoluții care au avut și părțile. Sigur că întotdeauna a fost însoțită de violență. Da, da. Violență, însă ce vreau să vă spun următorul lucru. Concluzia, imaginea pe care a dat-o România, care de fapt se deteriorase mult înainte prin Ceaușescu, pentru că să fie clar, marile cancelari, dar nu, dăm la o parte marile cancelari,
cetățeanul de rând din Germania, cetățeanul de rând din Franța, din Italia, din Statele Unite, care nu are conceptele astea politice de regim și așa mai departe. El are un sigur concept, că ăla, dacă identifică bine, ăla e român. Și ne identifica cu Ceaușescu, cu Nadia Comăneci, cu Dracula. Deci în momentul în care telespectatorul american a văzut toată desfășurarea aia grotească, imaginea lui despre române a fost a unui, și eu vă spun acum de data asta, în urma unor cercetări făcute împreună cu specialiști americani asupra imaginii românii. Da. Și ei mi-au spus, domne, omul nostru, eu știu ce s-a întâmplat, eu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Dar telespectatorul meu de la ABC, de la CBS, telespectatorul meu de rând, care este același cu telespectatorul român, așa, ăla a văzut acolo un popor necivilizat, a văzut un haos total, o lipsă de guvernare, un masacru de ăsta așa, pe care l-a mai întâlnit în Nicaragua, în Somalia, pe nu știu unde. Deci asta este consecința. Deci se înșeală cei care cred că imaginile transmise pe televizor au dat o imagine strălucită a României. Era imaginea degradată sub Ceaușescu și să nu uităm iarăși un lucru foarte important, că a existat o campanie internațională împotriva lui Ceaușescu, care de multe ori n-a făcut diferența să spună, domne, noi știți, noi suntem împotriva lui Ceaușescu, care este un dictator bolșevic, un dictator comunist, ci din potrivă. Românii nu reacționează, românii îl suportă, românii l-au susținut pe Ceaușescu și în timpul Revoluției, efectiv, la un moment dat, inamicul a trebuit să fie identificat. Și a fost identificat. Mai întâi l-a identificat ca armată. Inamicul era armata la Timișoara cu 4.000 de morți, aduceți-vă aminte. Așa? După care a identificat un alt inamic, securitatea. Dar inamicii trebuiau identificați pentru ca telespectatorul american să înțeleagă că acolo este o luptă între cineva și cineva. Bine, acum trebuie să fiți de acord că nu s-a programat, n-a fost o regie a transmisiunii Revoluția Eu nici nu afirm asta. Eu afirm însă că imaginea lăsată de Revoluția Română a fost negativă, nici de cum pozitiv. Ca fenomen, ce părere aveți despre ce se întâmplă acum cu această dramă care este Fondul Național de Investiții, cu depunătorii? Aici să știți că m-a spus într-o foarte mare dificultate, în primul rând pentru că nu sunt specialist. Vreau să fac o paranteză. Dumneavoastră ați fost și ofițer de informație atestat de NATO? Ofițer de relații publice. Ofițer de relații publice atestat de NATO. Ați fost sau mai sunteți? Păi, aș putea acum spus ofițer în rezervă atestat de NATO ca specialist în relații publice. Da, adică trebuie să știe telespectatorii că vă luți în cunoștință de cauză când vă referiți la... Deci este o știință, unii chiar fac o artă din asta. Am putea discuta la infinit despre FNI. Haideți să vedem ce se întâmplă cu oamenii. Aici să știți că nu prea mă pricep, dar pentru că este un subiect cald și eu am încercat să-l înțeleg. Aici lucrurile, din punctul meu de vedere, s-ar putea să necăjesc pe niște oameni. Eu am un punct de vedere, sigur, mai de dreapta, ca să spunem așa. Ce se întâmplă? Vedeți, eu pot să iau cazul meu personal. Niciodată în acești 10 ani de zile n-am avut nici curajul, nici intenția să bag măcar un leu în Caritas sau într-un fond ăsta de investiții sau chiar într-o bancă pe care eu am văzut-o nesigur. Că nici eu n-am avut încredere. Nu am avut acest curaj. Sigur că probabil nu o să fiu niciodată un întreprinzător curajos și riscant, că nu am acest calitate, o recunosc. Și am căutat, spuneam mai devreme, am preferat să bag banii la cec undeva, la o bancă cu procente mai mici, cu dobândă mai mică, dar sigură. Nu am băgat bani nici la Bancorex, care era pe vremea aia o figură. Când eram în Ministerul Apărării Naționale... Ce se întâmplă cu FNI-ul? Imediat am beneficiat și de ajuns și la FNI. Că tot asta e legat. Când eram în Ministerul Apărării Naționale, au venit la mine și gândiți-vă că eram șef de direcție, aveam funcția, eram gradul de locotenent comandant, dar funcția era de general de divizie. Exact. Și au venit la mine și au spus, uitați, s-a deschis la Bancorex un cont în care ofițerii își pot lua cu dobândă mică. Știți toată povestea. Da. Nu m-am băgat, n-am luat niciun ban pentru că mi-era teamă, nu aveam sigurat. Bun, problema este următoare. Orice cetățean al acestei țări care intenționează să-și bage banii într-o astfel de structură, nu mă pricep, repet, dar poate să fie unul cât se poate, trebuie să-și pună următoarea întrebare. Domnule, ce face structura respectivă cu acești bani? Și o să vă spun ce face. Cu orice altfel de structură, nu cred că, care este legal, constituită, nu cred că ia banii ăștia ca să-i fure.
vrea să câștige cu ei. Deci nu este, a priori, nu este o chestie rea, nu, este, nu trebuie exact să o considerăm ca un lucru rău, dăunător. Este o afacere. Și spune, domnule, îmi dai acești bani și eu cu banii ăștia, el ce face cu acești bani? El trebuie să investească undeva în economia românească, să scoată profit de acolo și din profitul ăsta să oferă dobândă și câștigul lui. Și fiecare cetățean trebuie să-și pună întrebarea, câte locuri din economia românească aduc profit atât de mare încât să-și permită o dobândă atât de mare? Încât să mulțumească și deci, pe depunător. Eu așa mi-am pus, e cazul meu, m-am pus întrebarea, măi, unde investesc oamenii ăștia? Că m-aș duce eu să cumpăr acțiuni direct. Unde investesc oamenii ăștia ca să vină niște dobânzi? Și atunci mi-am dat seama că undeva, fără să fiu specialist, repet, undeva ceva nu este în regulă, nu ține de matematică. Înțelegeți? De aceea îmi pare sincer rău, cu toată înțelegerea pentru oamenii care au pierdut. Este un risc pe care și l-au asumat. Și nu cred că se va putea demonstra o ilegalitate. Sentimentul meu este că, repet, la nu știu cât oare, fără să mă pricep, nu mă dau specialist, dar trăiesc cu sentimentul că nu e nimic ilegal în ce s-a întâmplat. Nu știu de ce am acest impresie. Avem cazul Safi. Ce s-a întâmplat cu Safi? Acolo am înțeles că este cu totul. A explicat domnul Catarama. Degeaba, lăsați, a explicat pe domnul. Nu, acum o zi, ieri a explicat domnul Catarama că nu este egalitate între FNI și Safi. Safi s-a prăbușit datorită altor... Ce ar fi dorit să spună domnul Catarama, care la un moment dat a fost și președinte la Safi? Acolo s-a schimbat, din câte am înțeles, la Safi s-a schimbat modalitatea de întocmire a formularelor sau modalitatea de o chestie de genul ăsta. Formule de adresare și da, de scuze. Bun. Cam asta se întâmplă cu... Trăim așa, cam putem folosi oximoronul inventat de concitadinul nostru, Nichita Stănescu, da, râsul plânsul. Cam pentru așa că este. Ne apucă uneori râsul plânsul. Haideți să ieșim puțin din asta. Înainte vreau să vă întreb dacă votați cu ideea lui Nicolae Cerveni, care a afirmat ca apărător al lui Zaher Iskandarani că acest Zaher a făcut afaceri cu guvernul României și a fost arestat datorită ordinului primit de la Philip Morris. E credibilă pentru că i-a spus-o lui în celulă și el la nervi a divulgat-o. Pare credibilă. Eu mă cunosc cu maestru Cerveni și vreau să vă spun următorul lucru. Din câte cunosc, într-adevăr a avut afaceri mai vechi cu România, Iskandarani. Dar teoria aceasta, aici am niște dubii cu povestea asta că ar fi făcut un fel de afacere națională care împiedica niște afaceri al unor străini. De fapt, ce aș fi spus atunci, nu fac eu, a spus o persoană, domnul Cerveni, că e vorba de Philip Morris, dacă nu mă înșel. Domnule, să ne înțelegem așa, eu sunt fumător. Nu cred că acele țigări sau ce se producea acolo sau ce se vehicula acolo, BT-ul sau chestii de-astea, intrau în competiție cu Philip Morris, astfel încât Philip Morris să aibă nevoie de îndepărtarea acestei afaceri. Păi cred că lucrurile sunt mult mai complicate. Noastră, că era saturată de BT-uri, de lucrurile sunt mult mai complicate știți ce vânzare de țigări este pe piață? Ce piața? Aveți pe scurt de simțul umorului? Ce se întâmplă în structura unui ființe umane când își pierde simțul umorului? Eu am impresia că nu mai există. Eu trăiesc o fericire personală pentru faptul că în jurul meu a început să mi se spună bancuri și eu am început să spun bancuri. De altfel, chiar eu trăiesc, am început să trăiesc evenimente hazlii. Dacă îmi permiteți, într-un minut vă dau un astfel de... Dacă avem un minut la dispoziție, să-mi spună regia. Este visul meu din copilărie, adică chiar de pe vremea când copilăream în Ploiești pe strada Luminii, să îmi cumpăr un teren pe undeva. Unde e strada Luminii? Uite aici, de la catedrală, drept înainte spre sala de sport, da, în zona aceea. Vreau să-mi cumpăr un teren al meu undeva la munte, la deal, și vreau să-mi un teren unde să pot să-mi construiesc o casă și unde să mă refugiez, să-mi scriu cărțile și așa mai departe. Și am reușit recent, mi-am cumpărat un teren
la Vălinii de Munte, tot aici în zonă. Un talent super. Să vă întreb cu ce bani, de unde stând, bani. Da, sigur că pot să-i dovedesc oricând, de altfel nici nu a fost prea scump. Deci v-ați luat un teren. Da, mi-am luat un teren și, cine știe, nu vreau să mă aud de soția, dar probabil că în scurt timp pot să mă și stabilez la Vălinii de Munte, pentru că simt nevoia să ies din toată nebunia asta, să-mi scriu cărțile niște. Și... stând așa și uitându-mă pe acel teren, am început să mă gândesc, iarăși foarte repede, zic, dumne, aici mi-ar trebui o vacă. Și soția mi-a sărit în cap, ești nebun, cine o mulge, balici și așa mai departe. Păi am zis, zic, dumne, un cal, nu îl pun să tragă, nu nimica, dar să văd eu că paște așa și cade apusul pe spinarea lui, eu poet și scriitor. Soția, ești nebun, muște, trebuie să-l, cine îl prinde. Păi m-am zis, niște oi. Uite, eu am, când eram mic, am fost la munte, am văzut niște oi, două, trei vreodată. Soția iară s-a opus și mai rămânea capră. Să spun, dar n-a mai spus capră. Și asta este teza, teoria compromisului, pentru că mintea mea, pe loc, a venit un banc pe care îl știam de foarte mult și uitasem. Și vine bancul, și care e foarte scurt. Cum găsește un păstor o capră într-un lan de porumb? Acceptabilă. Da, este un banc de final binevenit, ca să ne descriu simplu. Apropo de simțul umorului, dumneavoastră l-aveți, eu zic că atunci când ne-l-am pierdut, încetăm puțin să existăm. Aceasta a fost emisiunea din această noapte, stimați telespectatori.